Ce se întâmplă cu Cerebel la un an de la mutarea sa în Spania? Artistul s-a stabilit cu familia în Valencia. Mie e bine unde sunt. În urmă cu un an, cunoscutul artist Cerebele a decis să se mute din România în Spania, acolo unde s-a stabilit cu familia sa. Artistul și-a luat soția și fica și spune că îi e bine departe de țara natală. Decizia pe care Cerebel a luat-o în urmă cu un an, aceea de a se muta din țară, se pare că a fost una potrivită pentru cântăreți și familie. Asta deoarece cunoscutul artist susține că lucrurile sunt bune și că nu regretă că a decis să plece din România. El a mărturisit într-un interviu că îi se pare că a făcut o decizie înțeleaptă atunci când a hotărât să plece definitiv din țară și să se mute în Valencia. Mie bine unde sunt, cum sunt. În plus, nu s-a schimbat absolut nimic din decizia mea luată acum ceva vreme și pe care multă lume o cunoaște. Ceea ce s-a schimbat e la nivel social, la cel al comunicării, cu accentul pus pe social media. Iar asta e evident pentru toată lumea, nu doar pentru mine. Artistul face în continuare muzică pentru români. Deși e plecat din țara natală, ce rebel spune că în continuare va face muzică pentru români deoarece nu-i place să cânte în limba spaniolă. El a precizat că ascultătorii săi sunt din România, astfel că va continua să cânte în limba maternă, chiar dacă nu mai locuiește aici. Nu am de gând să mă atașez de limba spaniolă. Nu mă interesează deloc spaniola pentru a compune muzică. O fac în continuare în română și nu am niciun motiv să schimb asta, a mai spus Cerebel.